seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Iată ora 20 și în această seară vom pune sub lupă un subiect foarte interesant. Auzim foarte des la știri cod galben, cod portocaliu și cod roșu de furtuni sau de ploi sau de vânt. Vedem schimbările climatice radicale aproape de la o zi la alta, vedem uragane, furtuni și tot felul de lucruri care nimicesc tot în calea lor și mai ales și cu pierderi de vieți omenești. Ar fi bine să înțelegem toate aceste lucruri, să ne dăm seama cărui fapt se datorează aceste schimbări climatice. Ce înseamnă încălzirea globală? Cât de mult ne afectează? Este doar o poveste sau este un adevăr? Mai multe întrebări care nu aveau răspuns. Așa că ne-am hotărât ca în această seară să punem sub lupă toate aceste lucruri și să fim informați. Mihai Huștiu este alături de mine. El este meteorolog la Institutul Național de Meteorologie și în această seară este prezent pentru că vrea să ne aducă lumină în cazul acesta. Bună seara, Mihai, și bine ai venit alături de noi. Bună seara, bine te-am găsit. Sigur că da, vom vorbi despre aspecte generale privind meteorologia, climatologia. Subiectele pe care le-am văzut în această emisiune sunt foarte mari și vom dezbate pe scurt aceste subiecte, pentru că nu avem timpul necesar, dar oricum asta intenționăm, să informăm populația cât mai bine ce înseamnă aceste probleme de meteorologie și de climatologie. Spune-ne, te rog, care sunt metodele prin care voi aflați cum va fi vremea, cum estimați, cum dați o prognoză și cât de sigure sunt? Pentru a emite o prognoză meteorologică, în primul rând avem nevoie de date meteorologice și aceste date meteorologice le avem de la stațiile meteorologice. România are aproximativ 150 de stații meteorologice în care oră de oră se fac măsurători asupra parametrilor ce caracterizează atmosfera, respectiv temperatură, presiune, vânt, punct de rouă. Deci toți acești parametri sunt măsurați oră de oră. Pe lângă aceste date măsurate în România, sigur că da, se iau în calcul datele măsurate pe întreaga planetă. Sunt date de aerosondaj, sonde care măsoară acești parametri despre care vorbeam, de la nivelul solului până la aproximativ 27-30 de kilometri, deci până în stratosferă. Sunt date de pe avioane, de pe balize, deci o grămadă de date care sunt măsurate în timp real. Plus, de câțiva ani, de 20-30 de ani, sunt datele satelitare. Toate aceste date sunt integrate în anumite sisteme de calcul și se fac simulări matematice pe baza legilor care guvernează atmosfera, sunt legi fizice care guvernează atmosfera și se fac niște simulări matematice pe care noi, la Administrația Națională de Meteorologie, le analizăm în fiecare zi. Acolo este program de permanență, iar aceste date se actualizează de mai multe ori pe zi, de aceea, sigur că da, noi updatăm prognoza zi de zi. Să vă dau ca exemplu, o prognoză se poate schimba de la o zi la alta, deci ea nu este perfectă, pentru că sistemul acesta atmosferic este într-o permanentă mișcare, este un sistem haotic și de aceea, oră de oră, sunt măsurate aceste date la stațiile meteorologice pentru a fi integrate în aceste sisteme de calcul. Înainte de a avea aceste sisteme de calcul și capacitatea de stocare a datelor, de procesare a datelor, meteorologul analiza și făcea prognoze doar pe baza datelor măsurate. Pe baza experienței, analiza acele date, vedea care este dinamica maselor de aer, a formațiunilor barice, cicloni, anticicloni, care generează stări diferite de vreme și le analiza dinamic, vedea ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 zile și evoluția ulterioară o anticipa el pe baza experienței pe care o avea de-a lungul timpului și știa cam cum se comportă atmosfera pe anumite situații de vreme. În momentul de față avem aceste simulări matematice pe care noi le analizăm la Administrația Națională de Meteorologie. Sunt niște hărți probabile care, spuneam, sunt valabile cam 10 zile, cam acest ar fi intervalul maxim la care se fac aceste integrări matematice. Și, cum spuneam, sunt analizate chiar de mai multe ori pe zi. Pentru că sistemul atmosferic fiind într-o permanentă mișcare, aceste date trebuie updatate din 6 în 6 ore, din 12 în 12 ore, pentru a fi cât mai acurați în a emite o prognoză cât mai apropiată de realitate. Sigur că da, pe măsură ce anticipația crește, gradul de realizare a unei prognoze, sigur că da, scade.
o prognoză, noi la Administrația Națională de Meteorologie facem prognoze pe 4 zile, plus încă 3 zile o tendință. Mai avem și o prognoză pe 2 săptămâni în care apreciem cam care o să fie evoluția temperaturii și precipitațiilor în termen de probabilitate, pentru că, cum spuneam, gradul de realizare al unei prognoze scade pe măsură ce anticipația crește. Exact. Da, chiar asta voiam să-mi întreb, ce grad de eroare ar fi, dar din câte am înțeles de la tine, pe perioadă mai scurtă, adică de azi pe mâine, poi mâine, sunt șanse să fie exacte datele, dar pe perioadă mai lungă nu se știe. Și în ceea ce privește gradele, tot așa, estimarea aceasta merge pe aceeași direcție, nu numai în ceea ce privește că e soare, că e norat sau plouă sau nu. Deci și în ceea ce privește gradele din atmosferă. Pe toți parametrii pe care îi anticipăm, pe temperatură, pe dinamica precipitațiilor, practic noi acolo analizăm dinamica maselor de aer, a formațiunilor barice, auzim tot timpul de cicloni, de anticicloni, în ciclon vremea este frumoasă, în ciclon vremea este capricioasă, plouă, bate vântul. Când se instalează un anticiclon, vremea este stabilă, mai multe zile este însorită, iarna, în schimb, apare ceața. Ei, noi analizăm aceste formațiuni barice și, practic, facem estimări cu privire la următoarele 2, 3, 4 zile, spuneam. Dar asta, noi la Administrația Națională de Meteorologie, practic, actualizăm prognoza zi de zi pe măsură ce avem noi date. Aceste date fiind măsurate în permanență, datele se schimbă, datele de intrare în aceste modele matematice, pentru că la bază sunt aceste modele numerice de prognoză. Noi pe acestea le analizăm în momentul de față. Înainte nu erau aceste modele și practic meteorologul analiza doar datele măsurate la stațiile meteorologice. Ei, în momentul de față avem posibilitatea de a analiza aceste date, avem niște hărți probabile pe care noi le analizăm pe toți parametrii, temperatură, presiune, vânt, foarte mulți parametri pe care îi analizăm și cu aceste date încercăm să facem o prognoză pe următoarele zile, dar cum spuneam încă o dată, pe măsură ce anticipația crește, gradul de realizare al prognozei scade și de aceea noi la Administrația Națională de Meteorologie facem prognoză pe 4 zile și o tendință până la 7 zile, asta zi de zi. Acum sunt întrebări, cum o să fie vremea de Crăciun sau de Paște, exact, cu o lună și da, jumătate înainte. Nu se poate face acest lucru nicăieri în lume, pentru că, încă o dată spun, atmosfera este un sistem haotic, este într-o permanență mișcare și lucrurile se schimbă de la o oră la alta. Nu se pot face astfel de estimări. Da, se pot face estimări sezoniere, sunt altfel de prognoze, care iau în calcul alte date, date de stradă, de zăpadă, de temperatura oceanului, deci date mai pe o scară mai mare și acele date ne pot ajuta să facem estimări pe 3-6 luni în care să aducem precizări cu privire la regimul termic sau regimul precipitațiilor. Putem spune, da, în decembrie precipitațiile vor fi mai însemnate decât în mod obișnuit sau temperaturile vor fi mai scăzute, dar nu putem spune într-o anumită zi din luna decembrie cum o să fie vremea. Da, putem spune cum o să fie vremea în orizontul de timp de o săptămână, maxim două săptămâni, pentru că avem aceste date măsurate și pe baza acestor date facem aceste estimări pe maxim două săptămâni, 14 zile. Mai mult de două săptămâni e deja foarte aventură. Departe și gradul de realizare este foarte redus. Da. Explică-ne, te rog, care-i treaba cu codurile? Codul portocaliu, cel galben am înțeles că este cel la nivelul cel mai mic și cel roșu este cel care ar trebui să ne ridice foarte mari semnale de alarmă. Spune-ne puțin cum sunt încadrate și ce ar trebui să știm despre fiecare cod. Da, România are aceste coduri din anul 2006. De atunci au fost, practic, adoptate aceste coduri. Toate centrele europene de meteorologie, în momentul de față, au pragurile de avertizare pe coduri de culori. Germania chiar are mai multe trepte de coduri de culori. Noi le avem pe acestea de la galben până la portocaliu. Înainte de codul galben chiar avem o informare meteorologică, așa îi spunem, un fel de prealertă. Codul galben înseamnă fenomene aparent normale, dar potențial periculoase. Deci noi emitem o astfel de atenționare, cod galben, așa o numim, atunci când fenomenele au o probabilitate medie de a deveni periculoasă în o anumită situație de vreme.
Și să vă dau ca exemplu așa o situație de vânt puternic, atunci când intensitatea vântului depășește 55-60 de km pe oră se emite cod galben, când depășește 90 de km pe oră se emite cod portocaliu și când trece de 108-110 km pe oră se emite codul roșu. Deci pentru fiecare parametru meteorologic în parte, sunt praguri stabilite, cu acestea lucrăm, deci nu ne jucăm cu... Așa, și trebuie să spun că fiecare țară are aceste coduri stabilite în funcție de criterii climatologice, pentru că o temperatură, de exemplu, în Spania sau în Italia sau în Grecia de 33 de grade sau 35 de grade este normală, însă o temperatură de 33 de grade în Belgia înseamnă disconfort termic major și înseamnă probabil codul portocaliu sau chiar roșu. În România 35-37 de grade este undeva la codul galben. Deci fiecare țară are stabilite aceste coduri de culoare în funcție de anumite criterii climatologice pe care le are fiecare țară în parte pentru fiecare parametru meteorologic și așa stau lucrurile. Deci nu trebuie să generalizăm, deși acum există o tendință de omogenizare a acestor coduri, măcar cu țările vecine, pentru că sunt anumite condiții climatologice specifice într-o anumită zonă, de exemplu în sud-estul Europei, în care chiar există un portal, MeteoAlarm, unde sunt toate codurile, situația meteorologică cu situația avertizărilor pe Europa și se încearcă această omogenizare măcar cu țările din jur, respectiv noi cu Ungaria, cu Republica Moldova, cu Bulgaria, să avem cât de cât pragurile apropiate pentru ca populația să fie informată corect atunci când emitem un cod meteorologic de anumită culoare. Da, foarte interesant. Spune-mi, te rog, că ziceai un pic mai devreme de factori și de zonă. Ce anume poate influența, mă refer acum mai mult la noi în țară, ce factori pot influența din punct de vedere meteorologic starea vremii? Cât de aproape ar trebui să fie, nu știu, un ciclon sau o furtună sau ceva de noi ca să ne influențeze în vreun fel? Da, România este situată cumva în partea central-sud-estică a continentului și e la zona de interferență a mase de aer cu caracteristici diferite. Vorbim de mase de aer care se formează, de exemplu, pe Câmpia Rusă sau în Marea Mediterană sau în vestul Europei și România se află cumva la zona de influență a acestor mase de aer. Este influențată fie de masele de aer continentale ce vin despre Câmpia Rusă sau masele de aer arctic care vin despre nordul Europei sau cele vestice moderate cu temperaturi mai ridicate și cu precipitații însemnate sau cele care vin despre Marea Mediterană. Deci avem o serie de influențe, pentru că poziția pe care o are România favorizează acest lucru și pe lângă aceste mase de aer care influențează țara noastră, avem parte de un relief foarte variat. Practic avem Carpații, avem Marea Neagră, Carpații care practic influențează curgerea maselor de aer, de exemplu atunci când vine o masă de aer rece dinspre Câmpia Rusă, situațiile, vremea este diferită de la de o parte și de alta Carpaților. În regiunile estice și sudice, unde pătrunde aerul rece, temperaturile sunt scăzute, avem ger, avem viscol, avem o vreme nefavorabilă, însă în Ardeal, dincolo de Carpați, vremea este frumoasă, stabilă și caldă. Deci avem o țară foarte variată din punct de vedere geografic, cu multe forme de relief și multe influențe. Influențele acestea pe care le avem dinspre nord-estul continentului, dinspre sudul, vestul, pentru că este poziționată cumva în partea central-sud-estică a continentului și de aici din această varietate a stărilor de vreme pe care le avem și de variații mari pe care le întâlnim în ultima perioadă. Chiar mă gândeam acum timp ce îmi spuneai de Carpați și cum influențează. Țin minte că mă uitam la meteo cam din primăvară, așa, m-am tot uitat la hărți și am observat că în partea de vest a țării sunt cele mai ridicate temperaturi aproape mereu, iar în partea de est sunt cele mai echilibrate. Nu oscilează așa mult, cel puțin în partea asta, în Dobrogea, sunt cât de cât constante temperaturile. Când scad, rămân în zonă, când cresc, rămân în zonă, nu oscilează prea mult. De ce se întâmplă lucrul acesta? Asta e vorba de aceste influențe pe care le avem dintr-o parte sau de alta a continentului. În Dobrogea, de exemplu, temperaturile sunt moderate de mare, pentru că apropierea mării înseamnă temperaturi care nu oscilează foarte mult, amplitudinea este mai redusă tocmai datorită influenței moderatoare pe care o are marea.
În schimb, partea vestică are influențe, zic eu, moderatoare, pentru că circulațiile sunt dinspre vest, în general, predominant vestice, și de aceea climatul este continental, îi spunem, moderat. În schimb, în partea nord-estică, Moldova, are variații mari de temperatură, tocmai pentru că aici ajung atât mase de aer foarte reci dinspre Câmpia Rusă, sau ajung mase de aer de origine tropicală dinspre latitudini sudice, și de aici amplitudinile, diferențele de la o zi la alta sau de la zi la noapte sunt foarte, foarte mari. Deci vorbim de un climat variat, chiar pe o suprafață relativ restrânsă, dar datorită faptului că avem Carpații și avem aceste influențe diferite ale maselor de aer cu caracteristici diferite, avem o climă variată în țara noastră și destul de greu de prognozat așa pe anumite situații. Una este să dai o prognoză, de exemplu, în Ungaria, unde ai câmpia panonică și nu ai multe trepte de relief, sau în zona nord-vestică a continentului, Franța, sau chiar arhipelagul britanic, unde nu ai foarte multe trepte de relief, curgerea aerului este mai uniformă, mai omogenă, nu se întâmplă să ai surprize din partea vremii. Noi, având Carpații, anumite situații vremea se schimbă neașteptat datorită influenței pe care o are tocmai relieful țării noastre. Trebuie să știi geografie foarte bine, nu? Pentru exact, exact. Am terminat geografie și trebuie să-ți cunoști foarte bine condițiile geografice în care dai o prognoză, pentru care dai o prognoză, și să știi cum se comportă aerul atunci când întâlnești o anumită zonă geografică, ce se întâmplă cu acea masă de aer, cum se transformă acea masă de aer, pentru că matematica încearcă să parametrizeze atmosfera, dar nu întotdeauna reușește întru totul, și noi, meteorologii, asta încercăm să facem, să corectăm modelul matematic, modelul numeric de prognoză, și să aducem o prognoză cât mai corectă, cât mai apropiată de realitate. Mă gândeam, atunci când ți-am lansat invitația, mă gândeam la teoriile conspirației, cum că oamenii pot interveni și să schimbe vremea. Nu știu, să facă să plouă, să fie soare, sunt niște teorii ale conspirației, sau chiar este real? Omul are puterea de a face aceste schimbări în climă? Omul are puterea să facă aceste schimbări în climă. Chiar din 1940, General Motors a încercat să facă anumite modificări, în intervenții în atmosferă, în sensul bun al cuvântului. Chiar și în momentul de față, multe țări au programe de stimulare a precipitațiilor, de combatere antigrindină sau de dispersarea ceții. Este vorba de acea inseminare a norilor cu iodură de argint sau cu sare, pentru a determina ca norii care purtători de grindină să distrugă acele nuclee de grindină sau să stimuleze precipitațiile în zonele unde este nevoie. Sigur, există și teorii ale conspirației, este acea teorie HARP. Mă rog, n-aș vrea să discut despre ele. Aș vrea să discut de fapt mai mult de partea bună a acestor intervenții active în atmosferă. Ele există și România le are. Sunt mai multe zone unde se fac intervenții active în atmosferă, mai multe de lansare acestor rachete cu iodură de argint pentru a combate antigrindina. În România există mai multe puncte, spuneam, în Prahova, lângă Iași, în Oltenia de curând, se încearcă și în Transilvania, tocmai pentru a proteja culturile viticole de grindină. Este un lucru bun. Acum, modificări, sigur că, dar pe plan local pot fi în distribuția precipitațiilor, însă cea mai bună și bun lucru este că acele culturi de viță de vie sunt protejate. Aici, practic, sunt și efecte secundare. Sunt și efecte secundare în sensul unor ploi de intensitate mai mare în anumite zone, însă zic eu că nu este rău în sensul acesta. O cantitate mai mare de precipitații poate însemna, eu știu, pe plan local, o viitură rapidă, dar lucrul cel mai bun este faptul că zone întinse cu culturi agricole sunt protejate de grindină. Foarte interesant. Uite, lucrul ăsta nu știam și mă bucur chiar că ni l-ai spus. Da, și România chiar încearcă să dezvolte acest program, să se extindă și să protejeze cât mai multe zone și să stimuleze în același timp și precipitațiile unde este nevoie. Știi că am văzut în filme foarte mult pe chestia asta, lucrurile bune și construite inițial bune pot ajunge și pe mâinile cuiva care are o influență negativă. Care ar fi cel mai rău scenariu? Ce ar putea să facă cel mai rău cineva care ar avea acces și influență
influență asupra vremii? Un scenariu așa apocaliptic ar putea exista? Da, sigur, aceste modificări pe plan local pot duce schimbări majore la un moment dat. Dacă nu se fac cu cap aceste intervenții active în atmosferă, nu se fac studii înainte, nu se fac... Sigur că, da, sistemul climatic poate fi perturbat atât de mult încât toată circulația atmosferică să fie dată peste cap și să fie probleme. Dar tind să cred că atmosfera este un sistem foarte vast și ea întotdeauna ajunge la un echilibru și nu ar trebui să avem probleme din acest punct de vedere. Nu vreau ca oamenii care nu știu despre ce e vorba să facă astfel de lucruri în atmosferă și să avem probleme din cauza asta. Da. Mi-ai trimis un videoclip destul de interesant. Spune-ne puțin care este sursa lui și ce se dorește să ne transmită prin el. Da, recent, Organizația Meteorologică Mondială, este aproape final de an, a ținut să ne amintească că anul 2017, deși în anul 2017 n-am avut parte de un eveniment El Niño. El Niño înseamnă temperatura lui oceanului tropical peste medie, cam cu aproximativ 0,5 grade peste medie. Anul acesta a fost faza neutră sau chiar temperaturi mai mici ale oceanului Pacific tropical și cu toate acestea, iată, anul 2017 a fost un an cald, s-ar putea să fie al treilea cel mai cald de când se fac observații meteorologice din 1880 încoace. 2016 a fost cel mai cald din istorie și urmează 2015. Ei, 2016 a fost cel mai cald pentru că am avut parte de un eveniment El Niño de intensitate mare, deci temperatura ale oceanului planetar, ale oceanului Pacific ridicat, o temperatură ridicată și de aceea și temperatura medie globală a fost mare. Ei, anul acesta, chiar fără acest eveniment El Niño, iată încă un an extrem de cald, cu temperaturi ce depășesc media mondială cu aproape un grad. Aceasta este estimarea făcută acum la început de noiembrie. Și pe lângă această estimare sunt date interesante despre gazele cu efect de seră care au atins de asemenea un nivel record în 2016, 403 parts per milion pentru dioxidul de carbon, ceea ce înseamnă încă o dată creșterea temperaturii globale, tendința de creștere care se accelerează de la un an la alta. Și sigur că da, avem foarte multe informații în acel raport de la Organizația Meteorologică Mondială cu privire la extinderea gheții la cei doi poli, din nou extindere redusă în zona arctică sau în Antarctida, ceea ce înseamnă restrângerea calotei glaciare. Și informații despre evenimentele extreme de anul acesta, au fost multe situații de vreme extremă. Am avut un sezon al uraganelor în Oceanul Atlantic. Vreo 10 chiar. Da, au fost 10 uragane, dintre care 6 majore peste categoria 3 și în total 17 furtuni tropicale. Deci un sezon foarte intens, aproape de nivel record. Practic am avut 6 uragane de categoria 3 și foarte multe situații de vreme severă în lume cu incendii de vegetații, inundații. Da, am avut da. Incendii de vegetații în California, soldate cu foarte multe victime, la fel și în vestul Europei, în Spania, în Portugalia. Exact. Și situații de vreme extremă, secetă extremă și inundații pe de altă parte. Aș vrea să și urmărim videoclipul pe care tu l-ai trimis astăzi către redacție. Ne-ai explicat puțin și să ne uităm împreună. Este vorba de anul acesta, starea climei la nivel global. Așa cum ai spus și tu, cu non-El Niño, anul cel mai cald. Da, fără El Niño a fost un 2016 record și iată perioada 2013-2017, de toți acești ani care au o medie a temperaturii cea mai ridicată de când se fac observații. Practic, organizația... Aici este vorba de efectul de seră, acolo. Da, de concentrația gazelor cu efect de seră. Aici și iată informații și despre nivelul oceanului planetar, care continuă să crească. Este vorba de acea dilatație termică, practic temperatura oceanului crește. Da. Și iată în acel raport și informațiile despre... Se topesc ghețarii, asta înseamnă aici? Exact, despre... gheața de la cei doi poli. Situația este chiar critică în zona arctică, unde și la această dată
Vorbim de o extindere extrem de redusă a gheții, deși intrăm deja, a început noaptea polară și totuși situația nu se schimbă. Și sigur că da, această situație are implicații asupra circulației la nivel emisferic, iarna ce urmează. De aceea și circulația, cum se zice, este dată peste cap, practic, iarna nu mai arată altfel în România, nici în zona nordică, în Eurasia sau în America de Nord, pe asemenea situații în care gheața nu mai, aproape că nu mai există în zona arctică, apare de multe ori blocajul, anumite zone au parte de vreme neobișnuit de caldă, iar alte zone de vreme neobișnuit de rece. Asta înseamnă, până la urmă, creșterea temperaturii globale și încălzirea globală pe care o trăim. Aceste manifestări diferite de la o zonă la alta ale vremii, o vreme la extreme, practic. Da. Spune-ne, te rog, ok, încălzirea globală nu este un mit. Clar, este văzut, este cercetat și dovedit că este real. Cărui fapt se datorează această încălzire globală? Ceva din ce facem noi? Ceva ce ar putea fi întors, ce ar putea fi corectat, sau este prea târziu? Există și o variabilitate climatică, practic variații de scară mare a temperaturii, dar este de necontestat faptul că temperatura este în creștere față de era preindustrială. Organizația Meteorologică ia ca și date de când se fac observații, cam din 1880-1900, și ne raportăm la acea perioadă. Practic de atunci acele gaze cu efect de seră au crescut exponențial și temperatura este într-o permanentă creștere. Temperatura crește și nu putem să contestăm aceste date. Crește temperatura la nivel global, dar și la nivelul României. La nivelul României, cel mai cald din toată perioada de observație a fost 2015, deci asta nu înseamnă că dacă 2016 la nivel global a fost cel mai cald, nu a fost și la nivelul României, însă a fost 2015. Total, a fost urmat de 2007. Deci, știm cu toții, în 2007, 2015, 2012 am avut veri extreme în România cu temperaturi de peste 40 de grade. A venit și 2017 iarăși cu luni cu temperatură peste media perioadei și cu temperaturi iarăși de peste 40 de grade. Deci temperatura medie globală ia în calcul toate datele măsurate pe toată suprafața Pământului, plus datele măsurate deasupra oceanului. Sunt datele satelitare în ultima perioadă, care la fel măsoară, senzorii de la sateliți măsoară temperatura la nivelul suprafeței terestre și datele arată că acest trend crescător al temperaturii este de necontestat și îl trăim. Și sigur, în aceste condiții avem parte de fenomene tot mai variate și mai extreme în ultima perioadă. Ne spune un pic mai devreme de fenomenele acestea extreme și de secetă, de faptul că au fost focuri, incendii. Spune-mi, te rog frumos, ăsta este un scenariu cu care ar trebui să ne obișnuim? Adică, așa, cum se estimează că e o chestiune cu care o să ne întâlnim din ce în ce mai des de acum încolo sau este doar acum o perioadă și, pe urmă, vor reveni la normal lucrurile? Da, practic, fenomenul neobișnuit a ajuns să devină regulă în ultimii ani. Asta pentru că o temperatură mai ridicată a sistemului climatic înseamnă o mai mare energie în sistemul acesta atmosferic, astfel încât masele de aer au o dinamică mai mare, practic o temperatură mai mare înseamnă o energie cinetică mai mare, mișcare mai mare în sistemul atmosferic și de aici avem parte de aceste fenomene aparentele în trecut neobișnuite, care în momentul de față aproape că devin regulă. Trăim perioade în care trecem de la o extremă la alta și aceste situații, cum să zic, într-o parte a continentului vorbim de secetă extremă, într-o altă parte a continentului de inundații. Așa s-a întâmplat și în ultimul an. Practic, partea de sud-vest a continentului, sud-vestul a continentului a avut parte de o perioadă îndelungată de secetă extremă și ce s-a sfârșit acum la finalul sezonului rece am avut parte de incendii de vegetație în Spania, în Portugalia, chiar și în Italia.
Deci, situații din acestea neobișnuite la scară planetară, pe care le trăim tot mai frecvent. Citeam în 2015, dar și recent, că se anunță o perioadă glaciară pentru Europa. Ce înseamnă asta? Cum adică glaciară? Aici cercetătorii ruși au impresia că au emis această ipoteză. Este vorba de variabilitatea radiației solare. Practic, ciclul solar are o periodicitate de 11 ani și s-au făcut anumite conexiuni și s-a observat că ciclul al 26-lea, undeva spre 2026-2030, s-ar putea să aibă o intensitate foarte redusă, similară cu cel din secolul 17. Atunci, în perioada aceea, 1760-1800, au fost temperaturi extrem de scăzute în emisfera de nord. Practic, atunci Tamisa a înghețat, mai multe râuri din Europa au fost vreme extrem de rece și s-au observat aceste conexiuni și, sigur, de s-a emis această ipoteză. Acum, Soarele are și el acest ciclu de 11 ani. În anumite cicluri solare, intensitatea este, numărul de pete solare este mai redus sau mai mare și de aici intensitatea radiației solare este mai mică sau mai mare. Și, sigur că da, acum este o ipoteză, nu este o situație certă și sperăm că efectul încălzirii globale va combate această tendință de scădere a activității solare. Mai există o ipoteză în ceea ce privește curentul Golfului, care datorită faptului că în Groenlanda se topește foarte multă gheață, este o contribuție a apelor dulci, acest curent al Golfului, care practic îmblânzește clima Europei, aduce aer mai cald dinspre latitudini sudice și îmblânzește clima în partea de vest a continentului, e acest curent, datorită curentului compensator de ape dulci și reci dinspre nord, ar putea fi întrerupt. Asta dacă, într-adevăr, topirea va continua, topirea gheții va continua și acest curent se va opri sau își va încetini mișcarea. Și sigur, în aceste condiții, fără contribuția curentului Golfului, s-ar putea ca temperatura să fie în scădere la nivelul Europei vestice și sigur că da, toată circulația la scara emisferică să fie perturbată, pentru că în curentul Golfului ar aduce o contribuție importantă în ceea ce privește vremea în Europa. Știu că am ascultat la știri un lucru interesant. Noi pe vremuri știam, când eram mici, că primăvară, vară, toamnă și iarnă. Știm ce se întâmplă, fenomene specifice fiecărui anotimp. Mai nou, se pare că aceste anotimpuri se vor complica, adică nu vor mai fi definite, își vor pierde identitatea. De ce se întâmplă lucrul acesta și la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare? Că, din câte am înțeles, în perioada asta este un pic mai cald decât ar trebui să fie. Pormă a fost o perioadă în care a fost cam rece pentru cât trebuia să fie. A fost așa o chestie care ne-a zăpăcit. Așa este. Vorbim de variabilitate foarte mare de la o perioadă la alta. Practic, trecem de la o extremă la alta. Anotimpurile nu mai sunt definite așa cum le știam noi. Însă atâta vreme cât vom fi în ca poziție geografică la latitudini temperate, anotimpurile vor exista în continuare. Că vor fi diferite, asta este adevărat. Și chiar se remarcă în ultima perioadă, chiar s-a făcut un studiu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, în care se arată că, uite, acum în perioada de toamnă, chiar este o perioadă de tendință de scădere a temperaturii. Practic, toamna este mai rece la noi în țară și precipitațiile devin mai intense. Însă în celelalte anotimpuri, primăvara, iarna, primăvara și vara, temperatura este în creștere netă, într-o creștere chiar semnificativă în sezonul de vară și precipitațiile sunt în diminuare ca intensitate, ceea ce înseamnă că vara devine tot mai greu de suportat, datorită temperaturilor tot mai ridicate și a secetei, practic agricultura este afectată. Și cel mai interesant aspect este această variabilitate, aceste extreme pe care le trăim de la o perioadă la alta. Încă o dată spun, sistemul climatic, având această contribuție, o temperatură mai ridicată, devine mai energic, mișcarea devine mai intensă și de aceea masele de aer au o ciclicitate mai mare și practic de la vreme rece neobișnuit de rece ajunge la vreme neobișnuit de caldă și tot așa. Practic numai
nu mai avem perioade în care temperatura să fie apropiată de medie. Într-adevăr, clima înseamnă o multitudine de stări ale vremii, însă chiar și așa se observă această trecere de la o zi la alta, de amplitudine mare a temperaturii, de chiar și de la zi la noapte, anumite aspecte pe care le trăim zi de zi. Am găsit pe internet un apel pentru umanitate din partea oamenilor de știință și aș vrea să-l urmărim împreună. Este pe laptopul meu de această dată. Ia să vedem imediat. Așa. Deci 15.000 de oameni de știință au scris această scrisoare ca o avertizare pentru umanitate și în 1992 se pare că ei au avut și atunci un mesaj pe care acum l-au îmbunătățit și spun că accentuează mesajul pe care l-au zis și atunci. Oamenii distrug planeta, se schimbă vremea, ei sunt preocupați de despăduriri, animalele dispar și se pare că oamenii nu fac destule pentru a împiedica aceste lucruri. Ce ar trebui să facă oamenii? Ce soluții ar fi? Soluții se încearcă a proteja planeta prin acele protocoale. A existat protocolul de la Kyoto, acordul de la Paris, mai recent în 2015, sigur că da, în care toate țările semnatare încearcă să limiteze această creștere a temperaturii globale. Și sigur că da, omul de rând trebuie să încerce să protejeze planeta, să aducă contribuții în acest sens. Nu numai marile state ale lumii să încerce să limiteze aceste efecte negative asupra planetei, respectiv aceste gaze cu efect de seră care tocmai asta fac, determină creșterea temperaturii globale. Oamenii de rând asta trebuie să înțeleagă, că planeta trebuie să protejăm, să o lăsăm și urmașilor noștri. Da. Nu trebuie să o distrugem, să tăiem pădurile și să practic să degradăm mediul. S-a observat, sigur că da, această degradare chiar și în România, faptul că au fost tăiate pădurile, inundațiile au devenit mai severe, acele scurgeri importante pe versanți sunt tot mai importante datorită tocmai tăierilor asupra pădurilor. E un fenomen care se întâmplă și la noi, ilegal, dar se petrece și la noi. Păcate, da. Și în acest motiv și atunci când plouă abundent, sunt foarte multe inundații și sunt diferite probleme, tocmai din cauza despăduririlor. Exact. Într-o anumită situație de vreme aparent normală, iată, în teren, dacă pădurile sunt tăiate, atunci apar acele viituri rapide și sunt probleme. Exact. Mi-ai dat astăzi un link foarte interesant. Deci l-am văzut, mi s-a părut foarte interesant. Meteociel.fr din Franța. Tot așa am pe laptop această imagine cu mișcările de aer. Și am văzut globul pământesc, opa, așa să-l mărim puțin, să vedem cum se mișcă aerul pe 6 ore, pe 12 ore, pe 18 ore, exact cum ai zis și tu, și chiar am văzut că sunt până la 240 de ore estimarea. Ce am văzut un lucru interesant este culoarea mov. Nu știam că există și culoarea mov pentru... Este o animație termică, o evoluție termică pe următoarele 10 zile. Practic am vorbit la începutul emisiunii de un model matematic numeric de prognoză. Ei, noi asta analizăm, aceste modele, acele nuanțe de mov arată că în zona polului sunt temperaturi scăzute și iată situația de astăzi din România, unde avem acel portocaliu și da, asta da, da. Înseamnă că încă avem parte de o masă de aer cald aici în sud-vestul țării, unde s-au mai atins temperaturi de 19 grade, însă vom vedea în următoarele zile, anticipația este până la 240 de ore, 10 zile, spuneam, cât are un model numeric. Treptat, aerul rece ce a cuprins partea de centru a continentului va ajunge și în România și temperatura va scădea în următoarele zile. Vom vorbi de o vreme tot mai rece, temperaturi care nu vor mai trece de 10 grade ziua, iar noaptea vor fi temperaturi chiar negative în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, minus 2, minus 4 grade. Și o vreme destul de închisă, pentru că vorbim de mase de aer care vin pe de o parte dinspre Marea Mediterană, ce aduc un aport de umezeală, și mase de aer continentale care vin dinspre Câmpia Rusă, și de aceea, cel puțin pe jumătatea de sud a țării, vom avea parte de nebulozitate, joasă stratiformă de ceață, de burniță, de ploi slabe. În schimb, în nord-vest și centru vom vedea că vremea va fi mai frumoasă, acolo temperaturile vor mai ajunge la amiază la 15 grade.
Așa, pe orizontul de timp, spre finalul săptămânii, începutul săptămânii viitoare, s-ar putea ca vremea să se mai răcească, aerul rece polar să ajungă și deasupra României. Eu văd aici numai chestii portocalii, așa, și când zici de rece polar, mă gândesc unde este cel verde care vine din zona asta? Sunt apropiate de medii, însă treptat vom vedea că undeva după 20-22 noiembrie vremea se va răci simțitor. Iată, 20 noiembrie, da, exact, văd că apare bleu. Da, ceea ce înseamnă temperaturi mai scăzute și temperatura va scădea semnificativ. Atunci chiar s-ar putea să avem lapoviță și nisori, nu numai pe la munte, s-ar putea ca nisorile să cuprindă și zonele central-nordice ale țării, s-ar putea să ajungă și prin partea de sud, însă vom vedea, încă o dată spun, anticipația fiind mare, lucrurile s-ar putea să se mai schimbe pe orizontul acesta de timp, de aceea și analizăm aceste date zi de zi. Dar datele de acum așa arată că undeva spre 20-22 noiembrie vremea se va răci și vor fi precipitații sub formă de ploaie, dar și lapoviță și nisoare. Însă către sfârșitul lunii s-ar putea că vremea să se încălzească din nou. Da. Așa cum arată aceste date de acum. Până încă o dată spun, lucrurile se mai pot schimba pentru că în permanență sunt date de intrare în aceste modele numerice de prognoză. Modelul pe care l-am văzut este un model american, model global de prognoză. Și din 6-6 ore sunt adăugate date în acest model matematic, sunt rulate aceste modele și noi la Administrația Națională de Meteorologie analizăm aceste date. Foarte interesant, într-adevăr, trebuie să știi ca să poți să descifrezi treaba asta. Eu mă uitam, doar mi s-a părut simpatic că se mișcă, sunt culori, este o dinamică a maselor de aer la nivel emisferic și ne ajută. Bine, pe lângă aceste date analizăm o multitudine de date de presiune, temperatură, vânt, umezeală, pe diferite niveluri, numai la suprafața terestră. Da. Terestră sunt foarte multe date pe care le analizăm și le interpretăm. Chiar voiam să zic la sfârșit să ne faci o prognoză meteo, dar ai făcut-o deja spunându-ne în timp ce ne uitam pe hartă și îți mulțumesc foarte mult. Am aflat lucruri interesante și cu siguranță sunt mai clare acum în mintea mea anumite aspecte și îți mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău să vii, să ne explici tuturor. Am primit și feedback pe Facebook, oamenii sunt încântați că află aceste informații, că altfel nu știau, se gândeau doar cod roșu, gata, clar, trebuie să ne așteptăm la ceva rău. Uite, acum am înțeles mai bine din partea ta. Sigur, toate dar este un aspect important, această popularizare a meteorologiei și trebuie să încercăm noi meteorologii să facem acest lucru, pentru că sunt anumite situații care nu sunt înțelese de omul de rând. Situația de la Timișoara, nu ce aminte. Da. Au fost emise avertizări, însă nu au fost luate în seamă și... Și până în București au fost prea mult luate în seamă. Exact. Da. Și trebuie să educăm populația în acest sens și să fie cât mai bine înțeleasă informația meteorologică. Știi ce am observat? Un lucru foarte interesant. În ultima perioadă sunt foarte multe coduri de acest fel. Cod portocaliu, cod roșu. Cred că oamenii cumva s-au obișnuit cu treaba asta și de-aia nu se mai ridică semnale de alarmă pentru ei. Posibil să fie și asta problema? Noi la Administrația Națională de Meteorologie mai rar am emis codul roșu, însă codul portocaliu au fost emise în ultima perioadă destul de des. La codul galben, sigur că da, spuneam, codul galben este un fenomen, este ceva normal care poate deveni periculos, însă atunci când emitem codul portocaliu, acel cod trebuie luat în seamă pentru că sunt fenomene de intensitate mare care pot genera probleme. Gen viscol, atunci când este un cod portocaliu de viscol, sigur că da, nu pleci cu mașina când știi că este o anumită zonă vizată de codul portocaliu. Trebuie cumva luate în seamă aceste coduri și mai ales la codul roșu, când vorbim de la iarăși de viscol, practic drumurile devin impracticabile. Iar intervenția autorităților, iarăși, este pe perioada viscolului, este aproape imposibil. Inutilă. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu multă plăcere. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. La ora 21 vă așteaptă Cornel Dărvășan cu știrea cea bună și mâine seară la ora 20 ne revedem să punem sub lupă un subiect foarte interesant despre vaccinare și sistemul sanitar de la noi din țară. Numai bine vă doresc!